Chiar dacă țara noastră aderă cu drepturi depline de la 1 ianuarie, controlele la frontierele terestre dintre Ungaria și România și dintre România și Bulgaria vor fi menținute pentru o perioadă inițială de cel puțin 6 luni. Potrivit unei declarații comune semnate de Austria, România, Bulgaria și de președinția ungară a Consiliului UE, în luna noiembrie a acestui an. Pentru a atenua potențială schimbare a tiparelor migratorii ce ar putea surveni ca o consecință imediată a eliminării controalelor la frontierele terestre și pentru a preveni orice amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne, chiar și după admiterea deplină a României și Bulgariei în spațiul Schengen, controalele la frontierele terestre dintre Ungaria și România și dintre România și Bulgaria vor fi menținute pentru o perioadă inițială de cel puțin 6 luni. Aderarea la spațiul Schengen are ca efect ridicarea controalelor între frontierele interne ale statelor membre Schengen, care aplică în întregime acuisul Schengen, fiind creată o singură frontieră externă unde controalele se desfășoară conform unui set de reguli clare în materie de vize, migrație, azil, precum și măsuri referitoare la cooperarea polițienească, judiciară sau vamală. Pentru cetățeni, efectul este cel al călătoriilor în interiorul țării, fără a fi supuși controalelor la frontieră, notează site-ul Schengen România al Ministerului Afacerilor Interne. Totodată, aderarea la Schengen aduce avantaje pentru românii care vor să călătorească cu avionul, cu trenul, cu autocarul sau cu mașina personală. Pasagerii curselor aeriene nu vor mai aștepta pentru controlul pașapoartelor. De la 1 ianuarie 2025, vor dispărea timp de așteptare din punctele de trecere a frontierei terestre cu Ungaria și Bulgaria, dar și cu Grecia, iar șoferii de tir vor scăpa de cozile de la graniță. Mărfurile vor circula liber, ceea ce înseamnă economie de timp și de bani pentru operatorii economici. Statele membre Schengen sunt Austria, Bulgaria, Belgia, Cehia, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Țărilor de Jos, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, România, precum și Elveția, Islanda, Norvegia și Liechtenstein. Prima reacție internațională a venit de la președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. S-a terminat. S-a hotărât. Este meritat. România și Bulgaria vor adera pe deplin la Schengen la 1 ianuarie 2025. Felicitări oamenilor din ambele țări care au muncit din greu și tânjesc pentru asta. Un Schengen mai puternic înseamnă o Europa mai sigură și mai unită, a scris oficiala comunitară pe platforma X, și președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a salutat cu o postare în română și bulgară încheierea lungului proces de aderare. Pe deplin în Schengen, unde vă e locul, într-un mesaj televizat, transmis la scurt timp după anunțul de la Bruxelles, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre beneficiile imediate ale deciziei, timpul redus la graniță și costurile logistice mai mici pentru companii, creșterea competitivității produselor și serviciilor românești, dar și atractivitatea României pentru investitorii străini. Iohannis a comentat și ceea ce a numit încercări grave de a minimiza importanța și beneficiile apartenenței noastre la spațiul european. Cetățenii, a adăugat președintele, au nemulțumiri și sunt îndreptățiți să ceară mai mult de la instituțiile comunitare, dar cei ce dau vina pe Uniunea Europeană nu ne vor binele. Cei care instigă la negarea beneficiilor și valorilor europene sunt adversari ai democrației și libertății și vor izolarea României. În realitate, a amintit Iohannis, de câte ori ne gândim la o viață mai bună, ne gândim la viața într-o țară occidentală. Ne dorim mai multe libertăți, nu mai multe restricții. Ne dorim mai multă Europă, nu mai puțină.